Ce zi! Schimbați-vă, fetele! Zeceți din inversul, faceți rocada! Așa! Adio, hai! Eu trebuia să învăț ceva, dar am uitat. Trebuia să învăț dacă cântă muzica aproape și voi puteți juca. Doamnelor și domnilor, primii sosiți astăzi la ziua recoltei sunt elevii clasei 1 de la școala gimnazială Andrei Șaguna. Bun venit la ziua recoltei! Le spunem și de această bun venit membrilor ansamblului Trăișorii Moților din Tisa Nouă. Bună ziua, Doamne ajută, spunem și Vetrei Arădene. Vecinii noștri din Sântana sunt prezenți astăzi aici. Haideți să aplaudăm ansamblul Busuiocul din Sântana! Și bineînțeles, cei care aduc pita cea nouă sunt membrii ansamblului folcloric Românașul din Zimandu Nou. Să vă mulțumim pentru vizionare!
acum, înainte de a merge mai departe, bineînțeles, ca de fiecare dată, începem cu o rugăciune către Tatăl Celest. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru pacea Hristos și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru pacea toată lumea, bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici și unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru robii lui Dumnezeu, prezenți la această serbare și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să binecuvinteze roadele acestui an, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru umbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește-ne. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește-ne. Că Ție se cuvine toată mărirea, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Dumnezeul nostru, izvorul bunătăților, care prin îndurarea și bunătatea Ta ai poruncit pământului să facă rod, binecuvintează și roadele robilor Tăi. Umple cămările lor de rod bun, de grâu, de vin și de unde lemn, păzește-i pe ei împreună cu toate ale lor de orice ispită, luminează-i să Te cunoască pe Tine și, bine plăcut făcându-se Ție, să se vrednicească de bunătățile cele cerești. Că s-a binecuvântat numele Tău și s-a preamărit împărăția Ta, Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvintează, Doamne, cununa anului cu bunătatea Ta, câmpiile Tale să se sature de belșug și văile să mulțească grâul. Binecuvântarea Domnului să se pogoare asupra acestor roade și să le mulțească în cămările noastre, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cercetează, Doamne, pământurile noastre, adapă-le și le îmbogățește, brazdele lor umezește-le, rodul înmulțește-l, că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție mărire înălțăm, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează roadele acestui an prin stropire cu această apă sfințită și harul Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mărire Ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, nădejdea noastră, mărire Ție.
slavile Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează! Hristos adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstite și de viață făcătoare cruci, și cu ale tuturor sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin.